Cântărețul canadian Justin Bieber a cucerit inimile fanilor europeni care l-au transformat în cel mai mare câștigător al serii la European Music Awards. Ceremonia ținută anul acesta la Rotterdam, în Olanda, a fost însă notabilă pentru absențele artiștilor care nu au putut să-și ridice personal premiile. Astfel, nici Bieber, dar nici Lady Gaga sau Coldplay nu și-au făcut apariția la marele eveniment. Bibi Rexha a fost și anfitrioană și interpretă la gala European Music Awards. Cel mai dorit trofeu al serii pentru cea mai bună melodie a fost câștigat de Justin Bieber pentru piesa Sorry. El a obținut și distincția pentru cel mai bun artist canadian, dar și premiul de popularitate acordat în funcție de voturile fanilor pe Twitter și pe Instagram. La European Music Awards sunt premiați și artiștii locali. În România, câștigătoarea este Andra. În privința reprezentanților de pe scenă, Bruno Mars a ridicat sala în picioare. Deși Beyoncé a avut 5 nominalizări, iar Adele 4, niciuna dintre cele două dive nu a reușit să ridice vreun premiu. Lady Gaga însă a primit distincțiile pentru cea mai bună artistă și cel mai bun look. I'm so sorry that I'm not there. I'm in Tokyo. I'm busy promoting my record Joanne and I'm so excited about it. Thank you, thank you. I love you. Cel mai bun videoclip a fost desemnat Starboy, o colaborare între The Weeknd și Daft Punk. Trofeele au fost colorate în purpuriu anul acesta în memoria lui Prince, unul dintre cei mai influenți artiști din istorie care s-a stins din viață în luna aprilie. Veteranii punkeri de la Green Day au fost recompensați pentru întreaga carieră cu premiul Global Icon. La ridicarea trofeului, americanii au ținut să comenteze pe marginea alegerilor prezidențiale controversate din Statele Unite. But most of all, it's nice to be out of America just for a second because of this horrendous election that's going on right now that has our entire country is about to have one big collective heart attack. Aceiași Green Day au închis seara cu al lor imn American Idiot. American Idiot.